Aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră un text care se găsește în Faptele Apostolilor la capitolul 8, de la versetul 9. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 9, cuvântul Domnului vorbește așa. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitorire lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogoruse încă peste niciunul din ei, ci numai fuseseră botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, că văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. După ce au mărturisit cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Amin. Aș vrea să vorbim în seara aceasta câte ceva despre ce înseamnă o falsă întoarcere la Dumnezeu sau o falsă convertire. Ce înseamnă o falsă pocăință? Pentru că convingerea mea tristă este că foarte mulți oameni au parte astăzi, poate chiar în locul acesta mi-aș dori să nu fie așa, dar convingerea mea este că mulți au senzația că au o relație cu Dumnezeu, că trăiesc o viață de pocăință și de fapt nu au. Textul acesta vorbește despre două convertiri, una falsă a lui Simon și una adevărată a femenului etiopian. Dacă citiți de la versetul 26 în continuare, o să vedeți ce înseamnă o convertire adevărată. Patru lucruri aș vrea să le spun pe scurt în seara asta și dumneavoastră să vă gândiți la ele. Dacă una se potrivește vieților noastre, să știți că avem parte de un fals. Avem parte de o pocăință falsă. Iar pocăințele false nu ne duc în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că pocăința n-am inventat-o noi. Pocăința este metoda lui Dumnezeu prin care ne mântuiește. Și oamenii care nu sunt pocăiți, indiferent ce nume poartă ei, că sunt penticostali sau baptiști sau evanghelici sau ortodoxi sau catolici, dacă nu ți-e pocăința autentică, nici drumul nu ți-e bun. Ascultă, dacă pocăința nu ți-e autentică, nici drumul nu ți-e bun. Și nu ți-e bun nici pe lumea asta, dar nu ți-e bun nici pe lumea cealaltă. Și nu ți-e bun pe lumea cealaltă, dar nu ți-e bun nici pe lumea asta. Pentru că dacă suntem, eu n-am știut dacă e evangelizare sau serviciu de binecuvântare. Am înțeles că sunt 2 în 1. Nu sunt 3 în 1 ca la pliculeț. 2 în 1. Avem și evangelizare și binecuvântare, dar ascultă, dacă e tot și un serviciu de binecuvântare, nu ți-e pocăința bună, nici căsnicia nu ți-e bună. Atât de fericită îți va fi căsnicia cât ți-e pocăința. Pentru că toate încep cu pocăința noastră și diavolul știe că dacă ți-a contrafăcut pocăința, te-a nenorocit pentru eternitate. Poți cânta, de fapt, în 20 și ceva de ani, când m-am pocăit de tânăr, am văzut atât de mulți oameni care au trecut prin bisericile noastre. Oameni care au ridicat mâna, oameni care au cântat în față, oameni care au spus versete. Unii au predicat, alții s-au botezat și nu mai auzi de ei și nu-i mai vezi. Și oamenii zic: uite, așa e la pocăiți, sunteți pentru puțină vreme. Și... Nu, alea au fost pocăințe false.
Alea au fost pocăințe care nu țin. Pocăințele adevărate țin o viață și schimbă viața. Pocăințele adevărate țin o viață și schimbă viața. Dacă pocăința nu schimbă viața, nu e o pocăință adevărată. Dacă pocăința nu ține o viață, nu e o pocăință adevărată. Asta spune Sfânta Scriptură. Și în seara asta aș vrea să ne uităm la câteva caracteristici ale unei pocăințe false. Cum arată o pocăință falsă? Ascultați ce spune versetul 9. În cetate era un om numit Simon care zicea că este un om însemnat. Noi avem o vorbă în zona Ardealului, laudă-mă gură că-ți dau mâncare. Dacă nu zice lumea nimic despre tine, măcar tu să zici că ești un om însemnat. Așa spune că el zicea despre el că e un om însemnat. Și prima caracteristică, ascultă-mă, prima caracteristică a unei pocăințe false este asta, o părere greșită despre sine. O părere greșită despre sine. Vedetism. Păreri personale bune. Nu știi cu cine stai de vorbă. Eu sunt un om bun. Eu sunt un om cu minte. Eu trebuie să fiu apreciat. Și când asta e atitudinea cu care te duci la Dumnezeu, cu care vii la biserică, din start pocăința ta e una falsă. Pentru că contrazice tot ce spune Scriptura despre noi. Și ce spune Scriptura despre noi? Că nu suntem buni. Biblia spune despre noi că suntem păcătoși. Nu spune că am făcut ceva greșit. Ascultați, spune că suntem niște oameni greșiți. Diferența e mare. Una e când faci ceva greșit, alta e când tu cu totul ești greșit. Când sistemic, în lăuntru tău, ești aplecat în fiecare zi spre rău. Credeți că suntem aplecați în fiecare zi spre rău? Numai dacă vă pun să ziceți 10 versete, sau hai să nu zic 10, că sunt multe, 5 versete. Ne greu să ne gândim. Dacă te-aș pune să-ți aduci aminte de 5 oameni care ți-au făcut rău, imediat îți vin. De 5 glume porcoase pe care le-ai auzit, imediat îți vin. De 5 lucruri rele pe care le-ai făcut, care îți plac și pe care le-ai face oricând, imediat îți vin. Semn că în noi e ceva greșit. Am 3 prunci acasă. Și nu-i învăț pe niciunul dintre ei să facă rău. Nu-i învăț să mintă, nu-i învăț să aibă nervi, dar știți că știu? De mici știu să aibă nervi. De mici știu să fie mincinoși. De ce? Că suntem buni? Că suntem răi? În pocăință, primul pas este să recunoști că ești un om rău. Că nu ești un om bun. Nu ne place să spunem despre noi că suntem oameni buni. Dom'le, dacă mai cunoaște, zice. Dacă mai cunoaște, sunt un om așa de bun. Dacă ar fi toată lumea ca mine, ar fi raiul, raiul pe pământ, Domnule, zice. Dacă ar fi toată lumea ca mine, raiul pe pământ ar fi. Și ascult, toată lumea ca el e și raiul pe pământ nu e. Și raiul pe pământ nu e. Senzațiile bune, părerile bune, opticile acestea pozitive pe care le avem despre noi, la cruce trebuie să cadă. Așa începe pocăința adevărat. Al doilea, a doua caracteristică greșită este o părere superficială despre mântuire, care se centrează doar în lucrurile exterioare. Asta spune cuvântul Domnului. Când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Primul gând este să ai o părere bună despre tine. Al doilea, să te gândești că pocăința înseamnă numai să faci lucruri exterioare. Vin să mă botez și eu. Știți câți m-au păcălit să-i botez? Câți m-au păcălit că-s pocăiți? Ce mărturii! Unii cu lacrimi în ochi mi-au spus, m-am întors la Dumnezeu, vreau să-L urmez pe Hristos până la capăt. Știți care a fost capătul? Până au găsit o fată, până au găsit un cerc de prieteni, până au găsit niște droguri, până au găsit un alt anturaj și au uitat și de Hristos, au uitat și de biserică, au uitat de tot, au părăsit pe Dumnezeu, nu le-a mai trebuit Scriptură, nu le-a mai trebuit rugăciune și au mers la drumul lor. Al doilea semn al unei convertiri false este să te gândești la pocăință doar ca la niște lucruri exterioare. Vreau să mă botez și eu.
Ce ai fi zis de un om care vrea să se boteze? E foarte bine să vrei să te botezi. Și aș pune aici o piatră de învățătură, că suntem și la un serviciu de binecuvântare. Ascultați, de ce nu ne botezăm noi copiii? Ascultați ce spune Scriptura, versetul 12 spune așa. Au crezut pe Filip, propovăduia Evanghelia, a numelui Domnului Iisus Hristos și au fost botezați atât bărbați cât și femei. Unde sunt copiii? Sunt acasă copii. Din motivul acesta, biserica protestantă crede că botezul este un act ulterior convertirii. Adică după convertire, în momentul în care omul crede și poate mărturisi credința lui în Hristos, al minter botezul copilului mic, n-are rațiune, n-are logică. Au fost botezați atât bărbați cât și femei, iar Simon crede și el. Ce fel de credință o fi avut? Numai Dumnezeu știe. O credință probabil a dracilor, o credință neexercitată. Toată lumea spune, am și eu, domnule, credința, am și eu credința mea. Ce trebuie să vin eu să mă arăt la toată lumea? Credința mea undeva, uite aici, nu o vede nimeni. Dar credința adevărată întotdeauna se vede. Mergem prin penitenciare și vestim acolo Evanghelia și știți că și acolo oamenii sunt credincioși și ei zic, și noi avem credință. Dacă mergi la spital și te întâlnești cu doamnele acelea care au devenit ucigași pentru copiii dumnealor din pântece și ele mărturisesc cu o credință. Cu număr mare de avorturi, dar și ele au o credință. Dacă mergi în birt, și oamenii au o credință. Și oamenii spun mereu, și noi avem credință, și nu-i poți contrazice. Dar credința adevărată are niște semnalmente, are niște caracteristici. Și dragul meu, dacă ești în seara asta aici, un om care are o părere bună despre tine, permite-mi să spun că ai o falsă convertire, o falsă pocăință. Ai doar o părere că ești întors la Dumnezeu, dar nu e adevărat. Mai gândește-te. Al doilea lucru, dacă te gândești la pocăință doar ca la niște aspecte exterioare, vin și eu să mă... Insistăm să, la copiii noștri, băi, toți s-au botezat din biserică, măi, ție când îți vine rândul? Și copilul să-ți facă pe plac să vine și el să botează. Și după 2-3 ani nu-l mai vezi la biserică. Pentru că n-a înțeles că pocăința adevărată începe aici în inimă. Pocăința adevărată începe într-o relație intimă, personală, reală cu Hristos. Pocăința nu e un divertisment, dragii mei. De multe ori facem din biserică entertainment, biscotecă de duminică. Ne place să... Ha, bucurie! Nu, dincolo de bucurie trebuie să fie cercetare, trebuie să fie pocăință, trebuie să fie întoarcere la Dumnezeu. Am cunoscut o mulțime de oameni care plâng duminical, Doamne iartă-mi păcatele că mâine îmi fac rost de altele. Ne trebuie o pocăință care să ne țină de luni încolo, că duminica toți suntem bine. Avem nevoie de ceva mai mult în relația noastră cu Dumnezeu, de un angajament serios. Alminteri, botezul e o baie fără săpun, fără șampon. Avem nevoie de o intimitate cu Hristos, de o relație personală, funcțională, care să ne ajute să vorbim frumos acasă, să ne creștem prunci în ascultare de Domnul. Asta e ceea ce ne trebuie nouă în mod autentic și real, adică o pocăință pe bune. S-au săturat oamenii de demagogi. Suntem în campanie electorală. Vă mai trebuie promisiuni electorale? Nici nouă, nici mie. Mi-i podul plin de promisiuni. Mi-i podul plin de vorbe goale. Cred că Dumnezeu e sătul de vorbele noastre. Doamne, te laud și te iubesc. Dar asta să vadă asta. Asta trebuie să se vadă în viața noastră, în detalii, în modul în care ne raportăm la Scriptură, într-o constanță de viață spirituală, în angajament social, în tot ce înseamnă viața de credință. Alminter, credința noastră e ca a lui Simon. Ce fel de credință o fi avut Simon? Ca aceea din Ioan capitolul 2, unde spune că oamenii au crezut în Domnul, dar Domnul nu se încredea în ei. Ce joc de cuvinte! În grecește același, ei credeau, dar Domnul nu se încredea în ei. Câte feluri de astfel de credințe avem astăzi în bisericile noastre? Aș putea scrie cărți, fără să mă laud, mai se și înregistrează. Aș putea scrie cărți de câte astfel de pocăințe am văzut în anii mei de slujire. O mulțime de oameni care habar nu au despre pocăință. Dar ei spun, eu sunt pocăit. Au învățat două versete, cântă și ei la unison cântarea comună. Habar n-au de Hristos. N-au conștientizat odată că păcatul lor a rupt relația cu Dumnezeu și ei merg spre iad.
Ei nu s-au pocăit vreodată, n-au nicio remușcare în viața lor cu Dumnezeu. Nici o urmă de pocăință. Că dacă nu-i pocăință, nu-i nici schimbare. Dacă nu-i schimbarea minții, nu-i nici schimbarea vieții. Ce nevoie avem să înțelegem că diavolul ne vinde de cele mai multe ori pocăință falsă. Și drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Dar am venit și eu la biserică. Da, uite, am cântat. Da, uite, sunt și eu cu frații. Eu nu fac ce face toată lumea. E nevoie de mai mult de atât. Ai fi zis că e un om pocăit. A crezut, ascultă. A fost botezat. Nu se mai despărțea de Filip. Adică avea o relație bună cu... Nu este apostolul Filip, este unul dintre diaconi. Dintre cei 7 diaconi. Și are o relație bună cu el și se uită cu uimire la semnele și minunile mari care se făceau. Știți câți oameni am întâlnit care vin la biserică doar ca să-i vindece Dumnezeu de cancer? Doar pentru că copiii lor sunt bolnavi? Doar pentru că sunt în divorț cu soția și cu soțul? Câți oameni vin să-L caute pe Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu le furnizează, dar ei nu-L iubesc pe Dumnezeu de adevăratele? Astea sunt pocăințe false. Doamne, vin și eu, Doamne, scapă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă să iau examenul, Doamne, copilul meu, e bolnav, intervin-o, Doamne, desleagă-l pe bărbatul meu că joacă banii la păcănele, Doamne, adu-ne bucurie. Dumnezeu sigur vrea să facă toate astea, dar Dumnezeu e interesat prima dată de relație cu El. Ne plac mâinile lui Dumnezeu, dar nu ne place inima lui Dumnezeu. Ne plac darurile lui Dumnezeu, dar nu ne place persoana lui Dumnezeu. Și suntem atât de vinovați și suntem idolatri și nici nu știm. Zicem că suntem pocăiți. Și venim ani de zile la biserică, cum ziceau frații bătrâni din biserica evanghelică, geaba vii, geaba te duci, geaba rupi vieții papuci. Ani de zile de biserică și după ani de zile de biserică am întâlnit un frate, nu era frate, 35 de ani a venit în biserică. Pe patul de moarte m-am dus la el să... Îl încurajez și îmi zic, frate, Domnul, te cheamă acasă, bucurie și nădejde, ne întâlnim cu Domnul. Ce verset aveți pe inimă? Un verset pe inimă să-l împărtășiți cu noi. 35 de ani de biserică, nu știam un verset. Și eu n-am avut ce să zic, dar Ioan 3 cu 16, știți? A zis, nu știu. 35 de ani de biserică, să nu știu un verset. Un verset din Sfânta Scriptură care să-ți fie alinat viața, inima, într-un moment dificil, într-un moment în care să-ți așezi lucrurile cu Dumnezeu. 35 de ani de combustibil pierdut, irosit. Oameni care vin la biserică doar pentru semne, pentru minuni, pentru lucrarea harismatică, dar nu-L cunosc pe Hristos. Al treilea semn al unei convertiri false este o înțelegere greșită a persoanei Duhului Sfânt. Primul semn este o înțelegere greșită a sinelui. Al doilea semn este o înțelegere greșită sau exterioară a mântuirii. Al treilea semn este o înțelegere greșită a Duhului Sfânt, a persoanei Duhului Sfânt. Mai puteți? Câteva minute și încheiem. Să știți că e despre noi. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt, verset 18, era dat prin punerea mâinilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Al treilea semn este ăsta, să crezi că Duhul Sfânt, că darurile lui Dumnezeu se pot cumpăra. Să crezi că îl poți manipula pe Dumnezeu să-ți dea ceva contra cost. Dragii mei, unul la mână. Noi nu putem cumpăra niciodată nimic de la Dumnezeu. Noi tot ce putem lua de la Dumnezeu este prin har, prin milă. Și totuși știu că ziceți amin, dar de atâtea ori venim înaintea lui Dumnezeu, câteodată avem senzația că merităm ceva. După o zi bună, parcă avem îndrăzneală să ne ducem la rugăciune și să spunem, Doamne, azi am fost bine, cumva trebuie să te simți să mă asculți. Doamne, știi că astăzi am fost în standarde.
Și când zilele sunt mai rele, nu avem același curaj. Ne suntem un pic mai chirciți, mai sfioși. Acest Simon a inventat un mecanism religios, știți cum se numește astăzi în bisericile, în toate bisericile din toată lumea aceasta, se numește simonie. Atunci când vii și dai fratelui păstor, stai așa, frate Daniel, să-ți dau, uite, îți dau 100 de lei să mă pui și pe mine la cuvânt. Îmi dai și mie o slujbă în biserică. Asta se numește simonie. Așa a rămas până în ziua de astăzi. Omul ăsta nu era un om oarecare. Irineu în secolul 2 spune că avea o statuie și la Ierusalim. Și eu am citit greșit special când am citit aici ce spune versetul. Versetul spune așa. Versetul 10. Toți de la mic la mare care l-ascultau, luau cu urare aminte și ziceau. Eu am citit aceasta. Dacă vă uitați cu atenție ce spune cuvântul lui Dumnezeu, spune acesta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. În cercul lor de oameni, în cercul social, omul ăsta era un fel de Dumnezeu. Omul ăsta era un fel de Dumnezeu. A inventat o religie. A fost părintele gnosticismului. O luptă de o istorie are biserica cu omul ăsta. Ioan are o epistolă adresată împotriva lor, împotriva anticriștilor, a apostolilor mincinoși. El este părintele unei religii apostate, unei religii care subminează dumnezeirea lui Hristos și atacă bazele credinței creștine. Pentru că a crezut că lucrurile lui Dumnezeu se pot cumpăra, că cumva e o tranzacție, că Dumnezeu cedează în fața opiniei publice. Câți oameni astăzi cred că Dumnezeu poate fi cumpărat? Câți de Gigi Becali avem printre noi, oameni care nu dau cu lunile la biserică, dar dau zeciuiala gândindu-se că Dumnezeu e impresionat, că le-a dat, nu știu, 50.000 de euro sau 100.000 de euro. Câți oameni cred că Dumnezeu compensează răul din viață cu binele făcut? Câte femei cred că dacă au avortat 5 copii, păcatele lor vor fi astupate dacă vor scoate din spital și vor boteza 5 copii? Câte astfel de idei tâmpite și împotriva Scripturii, idei care sunt realmente anticristice, le avem în societatea noastră și unii dintre noi le mai și credem. Câți nu credem că Dumnezeu poate fi cumpărat într-un fel sau altul? Sigur, poate nu cu bani, dar într-un fel de compensație. Poate unii cred că în botez este iertarea păcatelor și an la rând la catehizare, când pregătesc candidații de botez, îi întreb dacă au păcatele iertate. Și unii zic, păi n-am făcut legământ cu Domnul în apa botezului. Învățătura asta este o învățătură, catolică. N-avem timp să discutăm în seara asta, poate ar trebui să facem un studiu în direcția asta și să înțelegem câte din credințele noastre nu sunt biblice, sunt ortodoxe sau catolice. Biserica catolică crede în sacramente și dacă ai făcut sacramentul acesta, ai un har al mântuirii. Oamenii astăzi în bisericile penticostale cred că dacă s-au botezat, au făcut ei un legământ cu Dumnezeu și Dumnezeu e cumva dator să ierte. Așa se așează pocăințele false, așa se așează învățăturile greșite. O înțelegere greșită despre sine, o înțelegere greșită despre mântuire, vizând doar aspectele exterioare, o înțelegere greșită despre Duhul Sfânt. Și în al treilea rând, aș vrea să vă citesc ultimul verset, spune așa. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, că-și văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Ascultați ce spune un om nepocăit. Simon a răspuns, rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Știți cum arată un om nepocăit? Un om care crede că pocăința trebuie intermediată de altul. Rugați-vă voi pentru mine. Mergem la preot. Preotul să facă. Mergem la pastor. Frate pastor, spuneți o rugăciune pentru mine, dar roagă-te tu! Roagă-te tu! Tu ești chemat la o relație personală cu Dumnezeu. Roagă-te tu și înțelege nevoia personală de pocăință. Ce spune Filip? Petru, scuzați-mă. Pocăiește-te! Pocăiește-te dar de această răutate a ta! Ești în afara situației. Ascultați, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta. Inima ta nu este curată înaintea Domnului. Pocăiește-te!
soluția pentru o falsă convertire nu e alta decât pocăință. Decât pocăință. Dragii mei, mulți dintre noi, în loc să înceapă viața cu Dumnezeu, știți cum începe orice construcție? Știți cum începe orice construcție? Cum? Cu fundație, frate, adică să începe în jos. Orice construcție începe în jos, cu pocăință, cu umilință. Nu sunt nimic. Sunt un păcătos. Domnul a avut milă de mine. Așa începe orice pocăință. Unii dintre noi încep să construiască direct în sus și încep să pună cărămizi și să se vadă ceva. Uite, să se vadă ceva. Nu e important să se vadă ceva, ci e important să rămână ceva. Pocăiește-te, smerește-te, înțelege că nu ești nimic. Înțelege că ești carne păcătoasă. Înțelege că dincolo de darurile tale e un Hristos cu care te voi întâlni. Dincolo de aptitudinile tale, dincolo de conturile tale, dincolo de avuțiile tale, dincolo de lustrul tău aristocratic, este un Dumnezeu care te va chema la judecată. Asta e Evanghelia. N-am inventat-o noi. Pocăința și convertirea începe în jos. Atâtea vedete creștine pe care le luăm de pe site-urile sociale, influencerii, aducem în biserică și imediat îi punem să cânte sau le dăm un pic de amvon. Că uite, domnule, s-a pocăit și Simon. Toată lumea o să se pocăiască acum. Dacă s-a pocăit Simon, o să fie evangelizare. Nu o să fie nicio evangelizare. Evangelizarea începe cu pocăință. Nu cu vedetisme, ci de jos. Cu nasul în țărână. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Cum spune Trisagionul Ortodox, Doamne, tare bine zice. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Pentru că știți de ce avem noi nevoie, cea mai mare nevoie a noastră? De milă. Că tare prăpădiți suntem. Suntem păcătoși și pe lângă faptul că suntem păcătoși, suntem și religioși. Și mândri de noi. Da, am făcut. Da, am dat. Da, m-am dus. Da, sunt cineva. Dar eu nu sunt ca vecinul. Eu nu sunt ca fratele cutare. Eu sunt mult mai bine. Nu am trecutul lui, sunt mai bine. Când ai zis așa, tu ești un fel de Simon. N-ai înțeles cât de mult l-a durut pe Hristos păcatul tău. N-ai înțeles nimic din Evanghelie. N-ai înțeles că e între tine și Hristos și din cauza ta Hristos a fost pus pe cruce. El a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Așa începe pocăința. Când ai o atitudine greșită despre tine, ai o atitudine greșită și o înțelegere greșită despre Evanghelie și salvare. Ai o înțelegere greșită despre Duhul Sfânt. Când ai o înțelegere greșită despre păcat, nu te poți aștepta la mântuire. Nu te poți aștepta la o constanță în viața spirituală. Din motivul acesta, foarte mulți dintre noi, astăzi suntem în iad, mâine suntem în cer. Poi mâine suntem în iad, după aia suntem în al treilea cer. După aia ne pogorâm mai jos de iad și suntem într-o viață oscilantă. Nu mai știm citi, nu mai știm ne ruga, venim la biserică, dacă ne-a supărat cineva, nu mai venim 2-3 luni, că suntem supărați și nu ne mai suferim între noi și am uitat care-i pocăința și uite, în felul acesta, diavolul câștigă teren în viața noastră și ne pomenim în iad într-o bună zi, gândindu-ne că noi am fost pocăiți. Și vreau să vă spun că mulți sunt oameni păcăliți. Și astăzi, în lumina acestor cuvinte, îmi doresc ca Duhul Sfânt să ne cerceteze. Amin. Și dacă vreuna din caracteristicile acestea se regăsește în viața noastră, dragii mei, luați-o nu ca un eveniment religios. Faceți din momentele astea timpi care să conteze pentru veșnicia dumneavoastră. Luați-le pentru dumneavoastră și gândiți-vă, Doamne, cumva sunt eu? Dacă sunt eu, seara asta este un motiv serios de pocăință. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, pocăiește-te, dar... Pocăiește-te, dar întoarce-te la Dumnezeu dincolo. Dacă nu-s frații pocăiți, că știu eu păstorul, știu eu prezbiterii, știu eu cântăreții. Ăsta-i duh de răzvrătire, nu-i Duhul lui Dumnezeu. Ăsta-i duh de răzvrătire, nu-i Duhul lui Dumnezeu. Hristos când te vede, zice, taci și ieși afară, eu cu tine am treabă. Aleluia. Eu cu tine am treabă. Și în seara asta poate Hristos are treabă cu vreunul după aici. Poate nu-i momentul altuia, e momentul tău și momentul pocăinței tale. Și aș vrea să nu închei de mai mult timp. Am un obicei să pun o întrebare la final de mesaj. Dacă e cineva în seara asta aici care ar vrea să se pocăiască, să facă un semn cu mâna ca să mă pot ruga pentru el. Există cineva aici care nu se rușinează de Hristos și ar vrea să se pocăiască în seara asta, să-mi facă un semn cu mâna ca următoarea rugăciune să fie pentru el.
Toți sunteți pocăiți aici? Niciunul nu-i pocăit de duminică? Toți sunteți pocăiți de toată săptămâna? Aș vrea să mai întreb o dată. Poate cineva aici? Poate cineva aici care are nevoie de Hristos? Poate cineva... Știți, nu e nevoie să dăm stația mai tare, e nevoie să facem mai multă liniște. Și cine vrea să audă, va auzi și își va face timp și va, își va ciuli bine urechile ca să audă. Nu tonul important, ci inima deschisă. Ascultați, nu vă învățați cu tonalități înalte. Învățați inima să fie deschisă la cuvânt. E foarte important să înțelegem că în joc nu-i un moment religios de extază, de emoție, ci în joc e sufletul nostru. În joc e sufletul nostru. M-am săturat de mormântări și de oameni pe care am băgat în groapă în ultima perioadă. Am obosit să văd oameni cu grade întorși pe o parte și pe alta de o femeie cu 4 clase, paralizați cu accidente vasculare. Oameni care au crezut o viață că sunt cineva și acum se pregătesc să-L întâlnească pe Dumnezeu. Săptămânile trecute l-am îngropat pe unchii meu la 71 de ani. O viață întreagă m-a refuzat. O viață întreagă mi-a spus, nu vreau să audă Dumnezeu. A fost depistat cu cancer în ultima fază. O lună de zile a stat în spital și în spital i-am trimis vorbă într-un fel să se pocăiască. Și a zis, nu s-a întors nimeni după acolo să-mi spună mie cum e, ca să știu și eu și să mă pocăiesc. Dacă nu s-a întors nimeni, nu mă pocăiesc. A venit acasă cu chiu cu vai. Cu chiu cu vai l-am adus pumpat, l-am pus în dormitorul casei lui și m-am dus la el cu mama mea și n-aș mai fi vrut să-i spun nimic despre Dumnezeu, că atât de sătul am fost, de câte ori m-a refuzat și atât de multe ori m-a ironizat și a zis, nu mai îmi spune de asta, lasă că știu mai bine, nu-i chiar așa. Mi-au făcut semn mătușii mea și mi-a zis, spune ceva de Hristos. Mi-a zis, nu-i spun. Mi-a zis mama, era într-o parte și mi-a făcut semn, spune ceva. Cu două aparate, cu două furtune în nas de oxigen. Stătea pe spate. Și mi-a făcut semn din nou mătușii mea și am zis, nu-i mai spun că nu vreau să moară și eu să mă fi certat cu el. Să-i fi spus o vorbă, eram sigur, sigur că nu se mai pocăiește. M-am gândit în inima ta, în inima mea, diavolul i-a împietrit inima, n-are nicio șansă de pocăință. Și mătușii mea cu lacrimi în ochi mi-a făcut semn și a ieșit afară din cameră. Și mi-a luat inima în dinți și i-am spus, unchiule, o lună de zile ai stat în spital. O lună de zile ai stat în spital. Te gândești că e posibil să te întâlnești cu Dumnezeu? Ce emoții ai? Ce gânduri ai cu privire la asta? A început să plângă și mi-a spus, vreau să mă împac cu Dumnezeu. Am rămas uimit. Nu știam cum să reacționez și am întrebat, vrei să facem o rugăciune? Și a zis, da. Și m-am rugat cu el. Și l-am îngropat cu credincioși acum 2 săptămâni. Și odată în plus trebuie să înțelegi că e în joc sufletul tău. Nu-i în joc nimic. Nu te trece nimeni, fratele Dan, nu are registru aici să vă treacă în vreun registru. Singurul care trece în registru e Dumnezeu, e Hristos, care trece în cartea vieții. E despre sufletul tău, asculte, despre sufletul tău și despre relația ta cu Dumnezeu. Și mai pun o dată întrebarea asta, poate e cineva aici care e sătul de o pocăință din asta second hand. De o pocăință contrafăcută. Aș vrea să-mi faci un semn cu mâna ca următoarea rugăciune. Să mă rog pentru tine. Am bucuria asta și asta e singurul lucru care mă mai motivează să mai vin la evangelizări, vorba lui Biji, să plec de acasă, să-mi lag nevasta cu pruncii mici și să mă duc să predic. N-am niciun fel de energie. Singurul lucru care mă mai energizează e ăsta. Că mai văd oameni care îmi spun după aia, mi-ai dat un sens, mi-ai deschis mintea, noi am deschis-o, e Duhul Sfânt care vine și cercetează inima și aduce lumină în ochii omului întunecați. E cineva în seara asta care vrea să-și deschide inima pentru Hristos? Să fac un semn cu mâna. Vă-i rușine de Hristos? Haideți să ne plecăm capetele cu toți. Să închidem ochii. Să rămâneți jos. Rămâneți jos. Și plecați capetele. Nu sunteți obișnuiți așa. Dar nu e nicio problemă, că nu trebuie să fim în canoane religioase. Puteți pleca capetele toți. Toată lumea închide ochii. Și aș vrea să mai pun o singură dată întrebarea asta. E cineva aici care ar vrea să se pocăiască? Lăsați capetele jos toți, ochii închiși. Și faceți un semn cu mâna. Doamne, Tată, înaintea Ta stăm și în această seară și
Îți mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ai dat-o, Doamne, să mai proclam și astăzi vestea bună a împăcării cu Tine. În această seară mă rog, Tată, în numele Lui Hristos, ca să Te uiți cu milă la toți oamenii aceștia. Eu nu-i cunosc, dar Tu-i cunoști pe toți și mă rog în această seară, ca prin Duhul Sfânt să-i cercetez pentru mântuire. Doamne, dă la o parte orice duh care se ridică împotriva cunoașterii Tale. Dă la o parte, Doamne, orice părere bună despre noi, orice înțelegere greșită, Doamne. Te rog în numele Lui Hristos să Te cobori și să ne răspunzi cu mântuire, Doamne. Doamne, dă la o parte orice timiditate, orice problemă legată de opinia publică și de modul în care ceilalți oameni ne privesc. Și ajută-ne, Doamne, să ne raportăm corect la Tine și la cuvânt, la Evanghelie. Lasă Duhul Tău cel Sfânt în plinătate peste noi și lasă strălucirea Evangheliei Tale să lumineze întunecimea inimilor noastre, Doamne. Avem nevoie de Tine și recunoaștem în această seară nevoia noastră după Tine, după Hristos și după mântuire. Doamne, toate mâinile care trebuiau să fie sus și au rămas jos, mă rog să le binecuvintezi. Mă rog să le mântuiești. Mă rog, Doamne, să le cercetezi, să le vorbești. Mă rog să înlături orice